Eu sunt mama lui, el e fiul meu din film. A fost o legătură instantanee. Ne-am apropiat ca și când am fi avut o viață de mult împreună și pot să spun că mi-a fost inspirație și sper că și eu. A fost exact, dar în aceeași măsură, în egală măsură și pentru mine, colaborarea a funcționat instant din prima secundă, de la primele lecturi, și a funcționat și cred că chestia asta se vede și pe ecran și cred că ne-a ajutat foarte mult pe amândoi. Avem niște scene foarte speciale, da, împreună acolo și cred că sunt cântăresc foarte mult în economia filmului. În orice caz, a fost extrem de rapidă legătura și a durat... Și permanentă. Da, și permanentă, da. Ne-am unit foarte frumos. Cred că e foarte important și cred că am fost norocoși și foarte bine distribuiți. Da, am avut noroc și cu Anca Damian, care Anca Damian, regizoarea filmului, care a creat acea legătură imaterială dintre noi, a făcut-o să funcționeze absolut firesc. Lia Bugnar împreună cu Anca Damian au scris acest scenariu și cred că a contat foarte mult și faptul că a fost foarte bine scris. Foarte bine scris scenariu, într-adevăr, da. Și atmosfera de acolo, noi am filmat într-un sat în Făgăraș, în Cincu. Da. Ne-am folosit în film Apar și localnic, o atmosferă specială acolo, cum se poate găsi numai în România și asta ne-a ajutat foarte mult timp de... 2 săptămâni cât am stat acolo și am fost deconectați total, am trăit exact în atmosfera respectivă și cred că și asta a contat foarte mult. Ne-am îndepărtat un pic de capitală și am reușit să surprindem esența oamenilor de acolo, sper. Și adevărul de acolo și viața de acolo ne-a ajutat foarte mult. Am creat atmosfera aceea autentică a filmului.